La conferință au participat fostul președinte al României Emil Constantinescu, doctor în geologie, și profesorul universitar Nicolae Anastasiu, specialist în mineralogie. Prelegerea celor doi profesori a fost centrată pe nevoia României de a gândi și implementa un sistem eficient de exploatare și distribuire a bogățiilor subsolului. Un astfel de proiect ar urma să înlocuiască economia extractivă haotică, speculativă, care a împiedicat dezvoltarea României. În geologie și minerit, soluția este transparența totală. Nu secret. Transparența totală. Pentru că el, toate resursele naturale sunt aici, în pământ. Și prin Constituție, a noastră ca și tuturor țărilor, sunt proprietatea statului român, care le concesionează în etape. Deci, ce vă spun eu, vă ferește să deveniți prizonierii manipulărilor, perfejurilor, demagogii, populiste, naționaliste, mă rog, și stupide, mai de vreme care campanii. Emil Constantinescu a propus două direcții de gestionare eficientă a resurselor. Cazul Chinei este grăitor în ceea ce privește distribuirea și valorificarea eficientă ale unor zăcăminte considerabile. Exemplele Japoniei și Coreei de Sud ar putea ajuta România în ceea ce privește investițiile din cercetare pentru suplinirea lipsei anumitor bogății naturale. Ce sfat vă pot da și care este și pentru guvernanță? Nu se dau mari zăcăminte și de aur special, pentru fonduri de investiții. Conferința a fost închisă în sala Bibliotecii Academiei Române Iași prin lansarea volumului Resursele minerale ale României, minerale industriale și rociutile. Cartea este semnată de Emil Constantinescu, Nicolae Anastasiu, Denisa Gianu și Izabela Mariș.